Mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile noastre, atât individuale cât și comune. Mulțumim Domnului! Astăzi, cum se comunica, ducem spre încheiere și discutăm din ultimele capitole ale Epistolei către Romani, care Pavel a scris-o unei comunități din Roma, și pe parcursul acestei veri am învățat multe lucruri extraordinare. Slăvit să fie Dumnezeu! Da, este foarte clar atunci când citești Epistola către Romani că în primele 11 capitole Pavel vorbește, explică, scrie despre cele mai mari doctrine fundamentale ale creștinismului. Este adevărat că noi înțelegem cine este omul, ce a făcut Dumnezeu și unde vrea să-l ducă Dumnezeu pe omul care are nevoie de Dumnezeu. Este cea mai consistentă, cea mai sistematică, este cea mai profundă scrisoare din Noul Testament. Iată de ce am poposit în ea pe o perioadă de o vară întreagă. Și dacă încă o dată am mai predicat această serie, bineînțeles că vor fi alte și alte lucruri noi. De fapt, vreau să știți că această epistolă a stat la baza acelor 5 adevăruri fundamentale care au apărut în timpul reformei, și anume aceste adevăruri fundamentale, sola gratia, ceea ce înseamnă doar prin har, sola fide, doar prin credință, sola scriptura, doar scriptura, solus Christus, doar Hristos ne mântuie, lăudat să fie Domnul, și soli Deo gloria, gloria este doar a lui Dumnezeu. Epistola către Romani stă la baza acestor 5 adevăruri fundamentale. Atunci când creștinismul s-a îndepărtat de Scriptură, atunci când creștinismul a devenit o formalitate, atunci când cei mai mulți oameni nu știa cum să creadă, în ce să creadă, iată că Dumnezeu a luminat mințele și inimile oamenilor care îl căutau sincer pe Dumnezeu, ca să înțeleagă adevărul profund ale lui Dumnezeu și să ajungă până la noi. Mărit să fie Dumnezeu! Mărit să fie Dumnezeu! Dragii mei, așadar se face că data trecută am aflat, am auzit, am înțeles că noi, fiecare dintre noi, am fost chemați, am fost echipați, am fost înzestrați. Noi formăm o comunitate, spune stare, comunitate! Comunitate. Apostolul Pavel era conștient că el vorbește nu unei persoane din Roma, el vorbește unei comunități. Iar acea comunitate este multă etnică. Acolo sunt mai multe naționalități. În acea adunare din Roma erau și evrei, erau și greci, erau dintre neamuri, diverse persoane dintre neamuri care, bineînțeles, au îmbrățișat credința în Dumnezeu. Au venit la convingere, au ajuns la convingere că Iisus Hristos a murit și a înviat și este Domnul Domnilor. Și Apostolul Pavel, în ultimele capitole, vorbește, totul ce vorbește, vorbește unei comunități. Nu unui individ, ci unei comunități. Și iată că a început fratele Ion atât de bine. Dumnezeu ne vorbește, da, că prima noastră prioritate este rugăciunea, spune stare rugăciunea. Mă gândesc că sâmbătă vom fi așa de mulți că trebuie să mai punem scaune aici, nu vom încăpia. Dar slava Domnului, la rugăciune nu ne trebuie un scaun, noi putem să îngenunchem la rugăciune, amin? Când vii la rugăciune, cauți să îngenunchi, cauți să stăm în picioare în prezența lui Dumnezeu. Auziți, nu vă îngrijorați, va fi loc pentru toată lumea. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și Apostolul Pavel continuă să ne vorbească despre responsabilitatea acceptării. Vă spuneam că în biserica din Roma erau atât evrei convertiți de la iudaism, cât și dintre neamuri. S-au întâlnit într-o biserică, au format o comunitate și în acea comunitate au apărut păreri diferite. De ce? Pentru că erau și iudei convertiți, erau și dintre neamuri, erau robi
ele care s-au întors la Domnul, erau bogați, erau săraci, erau patroni și acolo a apărut multe opinii și păreri omenești. Apostolul Pavel înțelegea că scrie această scrisoare unei biserici care are nevoie de unitate, au nevoie ca să fie împreună, au nevoie de să aibă un gândire, o simțire, să poată să formeze acea unitate pentru care Dumnezeu i-a rânduit să fie. Și exista o diversitate de păreri, spre exemplu, ce zile să sărbătorim, să ținem pentru Domnul, ce să mâncăm, ce să nu mâncăm, care sunt sărbătorile care trebuie să le practicăm, care sunt sărbătorile care nu trebuie să le practicăm. Trebuie duminica să ne închinăm lui Dumnezeu, trebuie sâmbăta să ne închinăm după tradiția iudaică. Care sunt acele lucruri care îi plac lui Dumnezeu? Și o mulțime de păreri și propuneri erau între ei. Vreau să vă spun, dragii mei, că și astăzi, cu păreri de rău, în bisericile creștine apar diverse păreri și opinii și aceasta nu face decât să slăbească unitatea comunității. Și astăzi oamenii vorbesc despre păreri și, spre exemplu, da, discută despre îmbrăcăminte, ce fel de îmbrăcăminte, discută despre genul de muzică care îi place lui Dumnezeu, care nu îi place lui Dumnezeu, vorbesc despre podoabe, vorbesc despre machiaj, vorbesc despre cum să ne petrecem timpul liber, pentru cineva este păcat odihna. Pentru altul spune, nu, Dumnezeu a promis, Dumnezeu a binecuvântat și a poruncit odihna. Și în felul acesta, comunități de oameni credincioși se pot bârfi, se pot respinge pe baza opiniilor și părerilor personale. Și Apostolul Pavel înțelege cât de importantă este unitatea unei comunități. Și el vorbește și le comunică și spune în felul următor, așadar, primiți-vă bine unii pe alții. Așa cum v-a primit și pe voi Hristos spre gloria Lui Dumnezeu. Primiți-vă bine pe alții. Este un principiu al unității. Nu vă vorbiți de rău. Nu vă judecați, nu vă bârfiți. Pentru că ceea ce voi aveți de discutat între voi nu sunt absolutele lui Dumnezeu. Acestea nu te mântuie, nu te face mai sfântă, mai sfânt. Aceste lucruri sunt părerile noastre personale. Din acest motiv, pe noi ne unește ceva mult mai nobil, ceva mult mai măreț. Nu vă judecați. Și Apostolul Pavel, în două capitole, capitolul 14, capitolul 15, vorbește despre principiul unității. Și anume, cum comunitatea lui Hristos în această lume să practice principiul unității. Sunt niște principii simple, clare, importante și dacă ținem cont de ele, suntem și mai uniți, suntem și mai zidiți, suntem și mai binecuvântați ca comunitate în această lume. Pavel spune, caută pacea și zidirea celorlalți. Nu te lua la întrebări, la propuneri, la dezbateri, la polemici. Caută zidirea celorlalți. Apoi, consideră dragostea țelul cel mai important, dragostea. Și în momentul când tu urmărești dragostea, nu fi pentru nimeni o pricină de păcătuire. Ține cont de aceste lucruri. Acordă mai multă atenție lucrurilor importante decât celor mai puțin importante. Pavel face o concluzie. Împărăția lui Dumnezeu, oameni buni, nu stă în mâncare și în băutură, nu stă în sărbători și zile. Împărăția lui Dumnezeu este pace, neprihănire prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu! Avem un lucru mult superior și scopul pe care îl împlinim este mai important decât opiniile și părerile pe care le avem. Ce ziceți? Sunteți de acord? Scopul pe care îl avem este mai important decât opiniile și părerile noastre. Și Pavel parcă face o rugăciune în inima lui pentru ei și sunt sigur că acea rugăciune ne servește și pe noi. Dumnezeul oricărui îndurări să vă dea aceiași gânduri unii față de alții după exemplul lui Hristos Iisus, pentru ca într-un gând și cu un singur glas, ce să facem? Să-L glorificăm pe cine?
pe Dumnezeu. Inima și gândurile, privirea sunt ațintite spre El. Dumnezeu a lucrat în fiecare dintre noi. Fiecare are experiența Lui personală. Dumnezeu L-a chemat în mod individual la El. Noi suntem ai Lui, noi suntem robii Lui. Și Pavel spune, e treaba stăpânului. El are grijă de ai Lui. Nu trebuie eu, nu trebuie tu să te ocupi de El. Dumnezeu are cu El un proces de lucru. Să-L glorificați pe Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar dacă apar anumite divergențe și opinii. Cum am reușit, cum reușim noi în Biserica Philadelphia să depășim opiniile, părerile, tradițiile, obiceiurile? Cum reușim noi să ne unim, să creștem unitatea noastră? Cum? Îi mulțumim lui Dumnezeu. Acestea sunt grupurile. Spuneți tare, grupurile. Grupurile. Ne vedem aici pentru o oră și jumătate și ne spunem la revedere. Și fiecare cu treaba lui, fiecare cu părerea lui, fiecare cu ideea lui și ne-am plecat. Dar grupurile în Biserica Philadelphia, anume că ne ajută să ne apropiem unii de alții, să ne sfătuim unii pe alții, să ne îndemnăm la scopul pe care îl avem, să urmărim aceleași metode, să urmărim misiunea noastră împreună și să ne dezvoltăm în cunoașterea lui Dumnezeu. Dar Pavel nu se oprește aici. Pavel vorbește unei comunități despre responsabilitatea edificării. Spune stare, edificare. Edificare, instruire, dedicare, dezvoltare. Da, noi am crezut în Domnul Iisus Hristos, dar nu se rezumă doar aici. Da, noi am avut experiențe cu Dumnezeu, dar acestea trebuie să continuă. Viața se dezvoltă, viața noastră continuă să crească și să influențeze în această lume. Vreau să știți, dragii mei, că duminica, știți ce primul lucru noi îl urmărim? Noi urmărim edificare. Edificarea noastră spirituală. În primul rând, când venim la adunările acestea, scopul nostru este edificarea spirituală. Scopul nostru este experiențe spirituale, experiențe cu Dumnezeu. Voi, la fel, căutați aceste lucruri? Urmăriți acest lucru? Iată de ce nu vă cântăm, ci cântăm împreună. Iată de ce nu ne rugăm noi de pe platformă, ne rugăm împreună. Iată de ce aplaudăm, pentru că vrem să-L aplaudăm pe Dumnezeu, pentru experiențe memorabile, extraordinare în viața noastră. Iată de ce, vă mai spun ceva, aici este semi-întuneric. În locul acesta, lumina se reduce. De ce? Să fii tu și Dumnezeu. Să nu-ți fie rușine să ridici o mână, să nu-ți fie rușine să dai o lacrimă, să nu-ți fie rușine să îngenunchezi dacă vrei, acolo unde tu ești, să experimentezi pe Dumnezeu. Dumnezeu se lasă experimentat de noi, amin? Și El ne edifică credința noastră. Noi venim aici pentru El, pentru El și apoi, bineînțeles, cât reușim să comunicăm, să discutăm, să împărtășim, să dăm mâna unul cu altul. Dar în primul rând, noi căutăm pe Dumnezeu edificarea noastră spirituală. Fiți activi, dragii mei, și de fiecare dată să fim preocupați de Dumnezeu, experiențe. Pentru că când tu pleci de aici, trebuie să pleci diferit decât tu ai venit în locul acesta. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Este atât de importantă edificarea noastră, dar edificarea noastră nu se rezumă doar aici, la o oră și jumătate. Pavel vorbește ceva mai mult în cartea Romani și spune, frații mei, se referă la o comunitate, sunt convins că și voi personal sunteți plini de bunătate, de toată cunoașterea și capabili să vă îndemnați corect unii pe alții. Dar noi nu putem duminica, toți începem să dăm îndemnuri unii la alții. Noi nu putem. Din acest motiv, Pavel ne aduce în față o ilustrație extraordinară. Edificarea noastră nu are loc doar într-un mediu, într-un loc public. Edificarea noastră continuă într-un mod extraordinar, într-un cadru relațional. Pavel vorbește aici despre și face apel la caracterul creștinului, la calitatea de creștin, bunătate,
în altă traducere, disponibilitate, adică bun la caracterul tău, bun la calitatea ta de creștin. Pavel face apel la cunoaștere și asta nu înseamnă cunoașterea profundă a Bibliei, să poți tălmăci Apocalipsa, să poți da interpretare tuturor pasajelor din Scriptură, să poți tu să tălmăcești toate profețiile biblice. Nu! E vorba despre cunoașterea personală a Domnului Iisus Hristos. Este experiența ta personală cu Dumnezeu. Și apoi Pavel vorbește despre încă un alt lucru. Și capabil, între voi sunt mulți capabili, spune tare, capabil. Capabil nu doar să asculte predica de duminică, nu doar să ia notițe sau nu doar să spună amin, capabil să vă îndemnați unii cu alții, unii pe alții. Și acest lucru este extraordinar, dragii mei, în cadrul grupurilor, acolo unde Dumnezeu ne ajută să ne dezvoltăm relațiile și să ne îndemnăm corect unii pe alții. Și noi, în cadrul grupurilor, vorbim despre adevărul lui Dumnezeu, care îl găsim în Scriptură, în Biblie. Noi aplicăm cuvântul lui Dumnezeu, noi citim cuvântul lui Dumnezeu, dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie aplicat, pentru că în momentul când nu-l aplici, te transformă, cunoștința îngânfă, mă transformă într-un fariseu. Mă pot mândri că știu mai multe din Biblie decât voi. Mă îngânfă cunoștința, dar în cadrul grupurilor ne sfătuim, ne îndemnăm, ne ajutăm reciproc să punem în practică adevărurile fundamentale ale lui Dumnezeu. Lăudat să fie Dumnezeu, pentru că Dumnezeu așteaptă, Tatăl nostru așteaptă ca noi să-L arătăm, ca noi să-L trăim în această lume, să fim o evanghelie vie pentru Dumnezeu. Devenim capabili și noi mulțumim lui Dumnezeu. De la biserica primară, Biserica Filadelfia a învățat, noi am învățat la biserica primară că responsabilitatea de a manifesta grijă, fiți atenți, de a manifesta grijă, și asta înseamnă încurajare, îmbărbătare, zidire, sfătuire, mângâiere, rugăciune. Responsabilitatea de a manifesta grijă de calitate nu este limitată doar la pastor. Cele mai multe biserici evanghelice îl zeifică pe pastor, îl declară ca unicul care trebuie să dea învățătură, sfătuire, mângâiere și celelalte lucruri bune. În Biserica Filadelfia avem o armată, spune stare armată, o armată de oameni competenți, calificați, lideri instruiți și formați să conducă grupuri. Încă o dată mulțumesc din suflet, stimați lideri, oameni deosebiți în această biserică, pentru că dați dovadă de caracter, dați dovadă de cunoaștere personală a Domnului Iisus Hristos și de dorința, de capacitatea, ați descoperit, v-am ajutat să descoperiți capacitatea voastră de a-i ajuta, de a îndemna pe alții. Vă dăm o pauză de o lună de zile, voi sunteți oamenii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu nu pot trândăvi în această lume, ei au nevoie de activitate, ei trebuie să trăiască menirea vieții lor și dacă Dumnezeu te-a chemat să slujești prin conducere, îți oferim o lună de pauză și din nou restartăm grupurile Bisericii Filadelfia din luna octombrie, iar noi avem bucurie, avem privilegiul să slujim cu capacitățile pe care le-a dat Dumnezeu pentru a ne îndemna unii pe alții la calea cea bună. Și spre încheierea acestei epistole, e foarte interesant, foarte ușor de observat, Apostolul Pavel vorbește despre responsabilitatea, spuneți voi, implicării. Ce îmi place mie la Apostolul Pavel este că a fost un om practic. Pe când e profund, pentru că cunoștea teologia în profunzime, avea experiență cu Dumnezeu extraordinare până când spune că nici nu vă le pot spune. Pentru că am avut niște experiențe deosebite și nu vreau cumva să le pun pe hârtie ca să nu iasă că mă mândresc. Cunosc un om în Hristos care a avut experiențe deosebite, ieșite din comun. Dumnezeu mi-a revelat lucruri și taine extraordinare. Și omul acesta îl cunoștea în profunzime pe Dumnezeu, știa de ce face în această lume, de ce trăiește în această lume. El îl cunoștea pe stăpânul care i-a oferit
această chemare și responsabilitate în viață. Dar pe partea cealaltă, dacă citești toate epistolele lui, vei vedea că omul acesta era foarte practic. El nu era pragmatic, el nu rămânea în teorie, el era foarte practic, el se gândea la nevoi cotidiene. Care sunt nevoile? Care sunt urgențele? Ce trebuie să facem? Ce trebuie să facă comunitatea lui Hristos în această lume? De altfel, suntem un club. Biserica se transformă în nimic, în de toate și în nimic concret. Care este scopul nostru în această lume? Că nu avem de trăit 1000 de ani, nu avem trăit o veșnicie, noi trăim o viață de om în această lume. Și este atât de important să știm pentru ce trăim. Și apostolul Pavel vorbește. Pavel face referință la agenda lui personală. Foarte interesant. El vorbește în ultimul capitol, capitolul 15, agenda lui personală. Și de fapt această agendă, el se oferă exemplu pe sine comunității. Această agenda lui personală devine agenda bisericii, a comunității. Și Pavel spune atât de frumos. Astfel, am un motiv de laudă în Hristos Iisus cu privire la lucrurile pe care le-am înfăptuit pentru Dumnezeu. Vedeți? Pavel nu se eschivează la responsabilități. Un om ocupat. Un om care se gândea ce să fac pentru el, pentru Dumnezeu, care ne-a oferit atât de mult. Și el continuă, căci n-aș îndrăzni să vorbesc despre ceva pe care Hristos să nu-l fi făcut prin mine ca să aducă în evrei la ascultare prin cuvânt și faptă. Ce urmărea omul acesta? Împăcarea oamenilor cu Dumnezeu. Dacă a primit bătaie, a primit bătaie din cauza că nu-i tăcea gura să spună despre Dumnezeu, cel care l-a mântuit, care l-a salvat. Dacă a fost viața lui pusă în joc, dacă a fost în sacrificii, dacă a fost în necazuri, în dureri, în prigoană, toate acestea, el spune, de dragul vostru, nu din cauza prostiei mele, că dacă eu aș fi un creștin normal, să mă duc la biserică și acasă, la biserică și acasă, n-am treabă nici cu autoritățile, n-am treabă cu nimeni, cu vecinii, cu străinii, n-am treabă cu evrei, n-am treabă cu prigonitorii. Faptul că eu am un mesaj, cred un mesaj, Hristos a murit și a înviat, aceasta înrăiește pe oameni. Faptul că eu spun ce a făcut Dumnezeu în viața mea și vorbesc despre unica cale de salvare, de mântuire, pe care Dumnezeu a dat-o omenirii, cei mai mulți sunt împotriva mea. Și observați că el nu doar vorbea Evanghelia, el nu doar le predica, ci Evanghelia era împreună cu faptele, el spune, prin cuvânt și prin fapte. Evanghelia trebuie predicată. Și cuvânt și faptă. Și mai mult ca atât, mai era ceva extraordinar care îi convinge pe oameni în credința în Evanghelie, în credința în Domnul Iisus Hristos. Și Pavel face aplicație, face referință și spune, nu doar prin cuvânt și faptă, mai este ceva, ci prin puterea tare, puterea semnelor și a minunilor, care nu sunt de la mine, eu nu pot face minuni, eu nu sunt papa, eu nu sunt Dumnezeu, eu nu vindec, dar Dumnezeu ne-a chemat să predicăm Evanghelia care inclusiv face minuni din partea lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Așa că din Ierusalim și împrejurimile lui până la Iliric am dus la capăt lucrarea Evangheliei lui Hristos. Știți ce vrea să spună apostolul Pavel? Predic, fac fapte, dar depind total de Duhul Sfânt. Predic, fac fapte, vorbesc despre El, dar Cel care produce credință, Cel care transformă inimi, Cel care face lucruri extraordinare cu un om păcătos, este Duhul Sfânt, manifestarea Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Dacă apostolul Pavel a avut nevoie de umplere, de dependență, de dedicare și dependență de Dumnezeu și de Duhul Sfânt,
Și noi, ca și comunitate, ca și oameni individual, avem nevoie de Duhul Sfânt. Amin? Și următoarea serie, vă aduc noutate bună, următoarea serie care începe de duminica viitoare, se intitulează Fii plin de Duhul Sfânt. Și de Duhul Sfânt trebuie să fie plin, nu doar liderii, ci de Duhul Sfânt trebuie să fie plină o comunitate a oamenilor care îl mărturisesc pe Dumnezeu, care împreună formează o comunitate a lui Dumnezeu în lume și care au un scop bine clarificat pentru el. Și Pavel continuă ultimele cuvinte din epistolă și spune, mai fac ceva, fiindcă sunt practic, vă spuneam că el este practic, mai face ceva, dar acum mă duc la Ierusalim, pentru că cei din Macedonia și din Ahaia au avut inițiativa să ajute benevol pe săracii care sunt între sfinții din Ierusalim. Dar acum mă duc la Ierusalim ca să ajut pe sfinții de acolo. Deci el vorbește despre implicarea lui în nevoile celor care trec prin nevoi. Oameni buni, frați și surori, o biserică vitală, o biserică adevărată, o comunitate a lui Dumnezeu care este vie, în această lume, ea va fi totdeauna preocupată atât pe partea spirituală, cât și pe partea socială. Ce putem face? Ce putem face pentru cei ce trec prin nevoi? O biserică sănătoasă va alege atât partea spirituală cât și partea socială. Și acest exemplu îl urmează Biserica Philadelphia. Și vrem ceea ce facem, să facem din toată inima, ca după modelul Domnului Iisus Hristos și modelul apostolic. Vreau să știți, și asta este o bucurie, în anul de slujire al Bisericii Philadelphia, 1 septembrie 2022, 30 august 2023, fără de o lună, urmează încă statistica următoarei luni, luna aceasta, da? Biserica Philadelphia a oferit în numele Domnului 3780 de porții de mâncare oamenilor care au nevoie de mâncare. Lăudați să fie Dumnezeu! Lăudați să fie Dumnezeu! Noi ne-am pus la dispoziția lui Dumnezeu. Doar aici este o sumă aproximativ 260.000 de lei. Apoi am oferit 3.123 de cutii alimentare, 8.000 de kilograme de haine și încălțăminte, toate acestea în numele Domnului. Biserica Philadelphia nu poate trece cu vederea pe cei sărmani. Și noi în Ierusalimul nostru, în Chișinău, în capitala noastră, avem mulți de felul acesta identificați cu ajutorul liderilor. Încă o dată fac apel la lideri, mulțumim vouă că ne-ați oferit o listă mare cu persoane care trec prin nevoi și ei sunt invitați săptămânal să mănânce numele Domnului și să le demonstrăm dragostea lui Dumnezeu într-un mod practic. De aceea, dragii mei, concluzia mea este, cum cineva a zis, reține, viața dacă nu este trăită pentru alții, nu este viață. Dacă cumva ești plictisit, dacă cumva ești debusolat, ești nefericit, probabil că trăiești prea mult pentru tine, prea mult te uiți în dreptul tău, prea mult îți plângi de milă. Dacă vrei să fii mai împlinit, mai fericit, mai dătător de viață, mai zâmbitor în această lume, sunt mai nefericiți de 100 de ori decât tine și decât mine. Și reține, dragul meu, viața dacă nu este trăită pentru alții, vei ajunge la concluzie că ești nefericită, ești nefericit, neîmplinit. Nu-ți trăiești scopul pentru care Dumnezeu te-a creat în această lume. Vreau spre încheiere să-mi permite să fac o ilustrație. De fapt, această ilustrație ilustrează toată cartea Romani. Dacă cumva uitați multe din ceea ce v-am spus, că și noi uităm, cei care predicăm, știi? Am spus și am uitat. Să nu uitați această ilustrație prin care vreau să ilustrez cam ce am vrut noi să prezentăm, ce a vrut Apostolul Pavel să prezinte în această carte, în cele 16 capitole din Romani. Am aici un pahar curat. Și vă spun că e curat. Dacă aș turna apă în el și v-aș servi, vă spun că merită să-l serviți, pentru că l-am pregătit pentru aceasta, este curat.
Așa a fost, am fost noi, așa a fost omul la început, la originea lui. A fost curat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar ceva s-a întâmplat, ceva s-a întâmplat și Apostolul Pavel în Romani ne spune că toți au păcătuit, toți au ajuns niște netrebnici, toți au ajuns păcătoși, toți s-au îndepărtat de Dumnezeu, toți au ajuns să se îndepărteze de voia lui Dumnezeu și am ajuns murdari pe dinăuntru. Am ajuns să ne îndepărtăm în mod personal de Dumnezeu, toți ne-am îndepărtat de Dumnezeu, toți am păcătuit. Și Pavel spune în Romani 3, și plata păcatului este moartea. Am fost la origine curați, am fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, ne-am compromis în toate modurile și în toate felurile și am ajuns murdari. Și Pavel în Romani spune, capitolul 5, dar Dumnezeu ne-a iubit și pe când eram noi încă păcătoși, și parcă vorbesc singur, păcătoși, Hristos a murit pentru noi, adică a murit pentru fiecare dintre noi. Romani capitolul 5, Pavel spune, adâncește și spune, mai mult ca atât, pe El Dumnezeu, adică pe Hristos, Dumnezeu l-a ales, să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Și acum în Romani 10, Pavel spune, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Spune stare, mântuit. Căci prin mărturisirea, căci prin credință, Pavel spune, căci prin credință se ajunge la neprihănire, spune stare, credință, prin credință se ajunge la neprihănire și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Pavel spune că în momentul când eu încep să mărturisesc pe Iisus ca Domn, Stăpân, Hristos și îl declar Stăpânul vieții mele, Dumnezeu produce această curăție, această transformare, mă duce la faza inițială pe care am avut-o și mă face curat. Și Roman 6 spune, plata păcatului este moartea, este adevărat, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul. Și Dumnezeu ne-a curățit, ne-a spălat. Dar ascultați, oameni buni, menirea acestui pahar nu este să rămână doar așa, curat, să-l depozităm undeva și veșnic să stea acolo într-un săltar. Nu. Menirea acestui pahar, care este? Este să fie plin. Să slujească. Spune tare, să slujească. Să slujească. Și în momentul când el slujește, mi-o plinșe rândul meu, el se golește și el slujește altora, el nu se slujește pe el, el slujește altora. Și în momentul când se golește, are nevoie de ce? Are nevoie de umplere și iar se golește. Mă tem că n-ați încap toată apă. Și iar se umplă. Cam așa stau lucrurile. Cei care au trecut prin faza de împăcare cu Dumnezeu, menirea noastră este să slujim. Menirea asta este să oferim din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Apa nu e a noastră, este a Lui. Tu ești vasul prin care Dumnezeu îl dă altora din ceea ce este în El. Și din acest motiv avem nevoie de umplere. Avem nevoie de revitalizare. Avem nevoie de ca noi să fim plini de dumnezeire. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin.